Scumpirea vinietei anunțată de guvern pentru mașinile înmatriculate în alte țări i-a scos pe șofer din nou în stradă. Oamenii nemulțumiți au mărșulit prin orașul Cahul și au blocat pentru o oră drumul ce duce la vamă. Manifestanții spun că protestele vor continua până când revendicările lor vor fi soluționate. Deocamdată este vorba de aproape 100 de șoferi din Cahul. În timp ce șoferii își declară nemulțumirea prin blocarea traseilor naționale, ministrul finanțelor Octavian Armașu a explicat că scumpirea vinietei este inevitabilă. Potrivit noi politici bugetar fiscale aprobată deja de executiv în acest an, vinieta va costa aproape dublu față de anul trecut. Ca să intre în vigoare, noile modificări trebuie să fie votate și de către deputați.